Pentru vernisaj, pictorul își adună pe simeze bucățile de suflet pe care le-a pus pe pânză și pe hârtie. Deschide larg ușile expoziției și privește în ochi pe vizitatori, pentru că ochii lor sunt oglinda propriilor speranțe și emoții. Apoi, vreme de un an, rămâne iarăși singur, cu șevaletul și cu pensulele sale, cu gândul la viitoarea expoziție. Plăcerea să mâncăm toți împreună și cu fiica mea la un restaurant pe care eu îl frecventez și mi-invit oaspeții de onoare pe care v-am considerat pe dumneavoastră și m-am bucurat să vă aduc și să cunoașteți acest loc minunat. Fiica mea a avut ocazia să vă cunoască, să își împrospăteze amintirile despre România, pentru că dânsa a plecat când era foarte mică din România. Întotdeauna am vorbit cu copiii mei în românește, nu cu altă limbă, deci numai în românește. I-am corijat când mai uitau câte ceva și, din fericire, vorbesc foarte bine românește. Am ieșit cu greu din Paris. Am pus peste 2 ore ca să putem ieși din Paris. Asta este timpul grevelor. Avem mult dificultăți deci, de trafic, iar acum văd că merge totul șnur. Damarul ăsta este situat foarte plăcut la 80 de kilometri est de Paris, deci se ajunge foarte ușor și la Paris sau la Damar. Este un loc minunat unde a pictat pe malurile Marnei Corot, Marele Corot. Paul și Camille Claudel sunt născuți la Ferrand-Ardenois. Alexandre Dumas a trăit la Villers-Cotterêts, care este tot așa în apropiere. Și Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine și el este nativ din Château Thierry. Deci este un loc care a dat oameni de seamă, dar ceea ce este plăcut, autoruta și cu traficul ei. Și ceea ce este deosebit este deci o atmosferă, o lumină extraordinară, o vegetație splendidă. E un loc frumos, ce să zic. Este de începutul Șampaniei și e un loc unde în orașul, în acest sat care este un sat, un mini sat unde sunt doar 300 de locuitori, sunt reședințe de weekend ale oamenilor din show business-ul parizian. La ora asta este ora 9 și este aproape goană, deci este foarte plăcut să mergem pe ea. Ne-am mai destins, eu cel puțin m-am mai destins și mă îndrept cu inima și gândurile spre locul expoziției. Expoziția în viața mea de artist este un lucru foarte important și nu numai că este important, este un moment în care mă expun publicului, mă expun vizitatorilor. Nu mai am nicio apărare, sunt cu spatele la perete. În anul acesta expun familia mea. Asta este tema, deci portrete de ale părinților mei și ale copiilor și autoportrete. Și un portret al soțului meu. Și sunt foarte încântată pentru că sunt într-o fază a vieții mele când familia mea contează foarte tare. Este un moment din viața mea când îmi fac un bilanț, când mă gândesc la rădăcinile mele. 30 de ani petrecuți în România, 30 de ani petrecuți în vest. În vest înseamnă că am
Mi-am petrecut, deci, în 84 când am plecat, am plecat cu o bursă de studii, DAD se numește, o bursă academică de studii de pictură și de istorie artelor. Și în 85, în februarie, am venit spre Paris, unde m-am stabilit. Totuși, din 1994, trăiesc și în Germania, am reședința și domiciliu în Germania. Un loc unde acum mă simt bine, unde mi-a fost foarte greu, unde limba pe care o știam de mic am uitat-o, a trebuit să o reînvăț. Loc unde am făcut studii, am studiat istoria artelor în Franța, la Paris și în Germania, la Göttingen. 30 de ani din viața mea, 30 de ani când plecând tânără din România, mi-am lăsat copiii acolo, așa trebuia să fie lăsați în, ca ostateci, în gaj. Mi-au revenit după aproape 4 ani, deci în 87 au venit, 84-87, deci 3 ani jumate. Da, a fost o vreme de sacrificii, de durere, de construcție, de reconstrucție. O vreme care n-a fost ușoară. Pentru că nu mi-a fost ușor, m-am dedicat picturii, am pictat în toate epocile, în toată epoca asta, în toți anii ăștia de durere, mai puțin de bucurie, dar de suferință, așa. Am pictat, am studiat, am făcut un master, am făcut un doctorat în istoria artelor. Mi-a plăcut, m-a rupt de viața așa de gânduri. Am văzut expoziții, asta mă ajută pe mine să mă formez, să-mi dea idei, expoziții, mă duc la opere, la piese de teatru, viața culturală, muzee. E foarte plăcut când pot să nu mă mai gândesc la și să fac pe Don Quixote, nu? Să încerc să rearanjez viața care nu mai pot rearanja, realitate, da. Am luptat cu morile de vânt mulți ani pentru că încercam să rearanjez, să încerc să schimb realitatea, dar nu se poate. Acum o accept, che sarà sarà, fac așa cum este și cu datele probleme și încerc totuși ca să continui activitatea mea de pictor. Asta este viața, formația mea, pentru care m-am dedicat și pentru care m-a format tatăl meu, pictorul Pavel Codiță, pentru care am învățat și pentru care am mai departe. Îmi place să mă exprim, să mă exprim talentul, viziunea, felul de a concepe realitatea și universul meu care mă înconjoară. Bilanțul ăsta mă pune pe gânduri, mi-aduce amintiri și situații care au fost. Da, mă simt mai îmbogățită din punct de vedere uman. Sunt mai receptivă la cei din jurul meu, introvertită, mai mult extravertită, în empatie cu ceilalți. Da, încerc să mă ameliorez și acum fac un master în psihologie, se numește programație neurolingvistică. Aici am lucrări care sunt legate, deci, de tatăl meu. În omagiu, când a murit în 2000, în februarie 2000, am făcut o serie de păsări albastre, de berze albastre, păsări de vis, care mi-aduc aminte și care fac o stare, o atmosferă, care mi-aduc de tatăl meu, aminte de tatăl meu. Am un portret care este pictat de un coleg de-a lui, acum aproape 80 de ani. Tatăl meu a fost student la pictură, sculptură, teologie, filozofie, era multi, tot așa doritor ca să fie un om complet, un om universal. Mi l-a făcut cadou tabloul ăsta un prieten al familiei, mi-a făcut o mare plăcere. În loc, n-am poze, dar uite, așa am construit viața, în loc să am poze, am tablouri. Și consider asta pentru mine foarte important, deci mă plimb în lume cu tablourile mele, cu amintirile mele.
mama care a fost ca o rocă, ca o stâncă pentru noi, pentru că ea e cea care ne-a susținut și ne-a ajutat să mergem mai departe și să ne facem meseria de pictor. Eram o familie și suntem de pictor. Da. După aia autoportrete de ale mele, autoportrete. M-am văzut odată o expoziție care mi-a plăcut foarte tare, autoportrete de Van Gogh, și atunci m-am gândit să-mi fac și autoportretele mele. Craniul care, bineînțeles, Hamlet, Shakespeare, a fi sau a nu fi, to be or not to be, întrebări în legătură cu ce suntem, cât de mult, perenitate, eternitate, astralitate. O temă și a lui Cézanne și este un cadou care îl fac fetei mele. Ei i-a plăcut foarte tare tema asta, e latura filozofică a vieții. Da. Locul de aici de unde expun este un loc de unde expun din anul 1989 în Champagne. E o casă în care am atelierul integrat. Fac academii de vară în care invit și alți pictori sau sculptori. Cum am, de exemplu, am avut un sculptor japonez, pictor din America, Florida, din Anglia, din Brazilia, din Franța sau Germania, oameni pe care eu îi stimez și îi prețuiesc. Ne stimulăm și o emulație artistică reciprocă, după care în timpul zilei, timp de 2 săptămâni, pictăm, iar spre după masă, seara, mergem la Paris și vedem expoziții sau spectacole ca să putem să ne inspirăm și să avem surse de idei. Nu mi-a fost ușor în toți anii ăștia, a fost o perioadă... M-am sfătut ca un pește pe uscat. Am lăsat sânge și carne și, da, și sănătate în toată chestia asta, dar nu regret, pentru că de ce să regret ce am făcut? Am reușit să ajung la o maturitate și omenească și umană și artistică și foarte bine. Așa simplu nu este și pentru mine n-a fost simplu. Asta e. Am lucrat la Centre Georges Pompidou, adică când am venit în 1985 în Franța, m-am prezentat la Ministerul Culturii și o doamnă pe care nu o să uit niciodată, o inspectoare care se numește Antronș, era două scrisori de recomandare. Una către șeful personalului de la Centre Georges Pompidou, care m-a și angajat imediat, chiar dacă au fost 6 luni, au fost numite stagiu de formare. Eram la celula de presă, am făcut reviste de presă, ceva foarte interesant și foarte mobil și foarte angajat în viața artistică pariziană. Am făcut o revistă de presă cu Adami și, pe urmă, cu expoziția cu Sisi, cu Art Nouveau, o expoziție enormă retrospectivă, ce mai mi-aduc aminte. După care m-am ocupat de Les Editions, le Cahiers du Musée, asta înseamnă niște ediții ale Centrului Georges Pompidou, având legături cu oameni de artă, cu istorici, critici, artiști, care să scrie cu temele respective, ca aceste caiete, publicații ale muzeului, să meargă mai departe, să fie publicat. Am lucrat aproape 8 ani, 7 ani jumate, 8 ani, la Centre Georges Pompidou, până în 92. Ultimii 5 ani m-am ocupat de atelierul Brâncuș, unde a fost un loc magic. Era, deci, înainte de cel pe care îl vedeți acum, era un loc plin de o atmosferă și de niște emoții și niște unde și niște magnetizări extraordinare, unde veneau nu mâncătorii de gheață, ci oamenii specializați care aveau interese și care sunt iubitori de Brâncuș din toată lumea. Bineînțeles, am cunoscut și români din toată lumea, din toate continentele, și fiecare, bineînțeles, avea amprenta țării în care stătea. Era foarte amuzant, ca șoricelul de câmp, de oraș, de... Da, era bine. Și, bineînțeles, oameni foarte, foarte specializați în Brâncuș, care erau editori sau scriitori sau artiști. Am cunoscut artiști, un japonez care îl adora pe Brâncuș. Îl cunoșteam pe Brâncuș pentru că atunci când a fost un mare
o mare aniversare în România, prin 63-64, au venit mulți oameni și a fost o plin de colocvii foarte interesante despre Brâncuș, deci aveam acces direct la Argintescu Amza, la Schileru, la Barbu Brezean, oameni care s-au ocupat și au scris despre Brâncuș. Îl cunoșteam cu profesorul meu Raoș Alban, am fost la monumente pe viu. Ceea ce a fost foarte interesant este că m-am îndrăgostit de Brâncuș și mai mult, m-am atașat cu cât îl cunoști pe Brâncuș, cu atât ai dorința să pătrund și mai mult în universul lui. Și m-am apucat să scriu o teză de doctorat cu el, aducând niște poze, fotografii făcute de el însuși, inedite, care nu sunt cunoscute nici în fondul Brâncuș de la Bobur sau cel de la New York, singură care există. Cu ocazia asta am vizitat foarte multe expoziții la Londra, în Grecia, la New York, la Veneția. De îndată ce este o manifestare Brâncuș, mă deplasez. Da, asta este o viață umplută de preocupări și de pasiuni. Când sunt în procesul creației, intru într-o lume, o lume care e alta decât lumea de fiecare zi, deci am o lume a mea în care mă implic și în care nu mai nici nu mai știu cum fac acordurile de culoare. Vine din interior, vine din subconștient. Nu știu, artiștii au o doză de nebunie mare, mică, nu știu ce înseamnă asta, poate e, poate nu e, dar e o doză care face, sau este ceva care face că e o chimie efervescentă și care se concretizează în niște lucrări cu un colorit, cu o compoziție care, bineînțeles, trebuie și are amprenta mea. Se recunoaște că e stilul meu, că sunt eu înăuntru și așa și trebuie să fie. Câteodată îmi schimbă și mediul de exprimare, deci acum nu mai sunt așa deprinsă de ulei. Îmi place mai mult mediul acrilic, care are niște transparențe și care se usucă mai repede, mai rapid, e mai în concordanță cu viteza gândurilor mele din momentul ăsta. Idei sunt, proiecte sunt, mereu nu am... Viața continuă. Pictorul nu iese la pensie, merge înainte, până la ultima clipă. E noaptea, suntem deja spre dimineață, e târziu, e trecut de 1 dimineața. Mâine e o zi plină de emoții și de întâlniri frumoase, confruntări, amintiri, așa că vă spun noapte bună pe mâine. Pregătirea unei expoziții este o muncă ca un iceberg ascuns sub apă, nu se vede, dar este foarte importantă și foarte puternică și are o forță foarte mare. Sunt turmentări, sunt frământări, sunt întrebări, sunt chestionări, sunt lucruri care mă frământă și pe care eu le pun pe pânză, le traduc, încerc să dau o realitate pe care eu am în interiorul meu și în mintea mea și în sufletul meu și care o încerc să o exprim cât mai fidelă acestor preocupări. Deși ora vernisajului era foarte aproape, Daniela Codiță-Mur a evadat din tensiunea iminentă acestui moment și ne-a arătat desenul imens de pe peretele clădirii în care se află firma soțului. Și fresca executată pe tavanul unei case de arhitect din localitatea Château Thierry, unde se află și casa memorială Jean de la Fontaine. Era o evadare necesară, înaintea întâlnirii sau reîntâlnirii, cu cei cărora le va dezvălui iarăși o parte a sufletului ei.
ziua expoziției este foarte importantă, este momentul în care mă pun în chestiune, mă pun ceilalți pe mine în chestiune. Sunt pusă la perete, nu mă mai pot întoarce, nu mă mai pot duce. Sunt acolo expusă. Nu mai am nicio modalitate de a mă apăra. Mi-am pus întrebările înainte de a face expoziția, de a exprima gândurile și pasiunea mea în pictură, cum e cazul de acum. Atunci începe dialogul cu publicul. Deci sunt foarte apreciativă și respectoasă de publicul expozițiilor mele, oameni care se cunosc și care sunt de meserie, dar sunt oameni care nu sunt de meserie, dar care au o sensibilitate atât de puternică și atât de un simț de a se orienta spre tablourile care sunt foarte frumoase și de calitate și foarte bune, încât sunt încântată să cunosc acești oameni și să dialoguez cu ei. Momentul expoziției este un moment în care mă devoalez, în care mă arat, în care sunt permeabilă la orice dialog și la critici, bineînțeles. Pe mine mă ajută foarte mult și e necesar să fac expoziții, pentru că atunci îmi dau seama de nivelul la care am ajuns, dar în raport cu realitatea. Nu mai sunt în lumea mea onirică și ruptă de realitate, devin terater. Ca artistă am, bineînțeles, o imaginație și fac niște asociații care sunt atipice, care sunt altele decât ale unui om care n-are meseria mea, sau chiar dacă are meseria mea, sunt eu așa, am niște asociații de idei care sunt deosebite, pentru că îmi place literatura, îmi place muzica, arhitectura, sunt foarte sensibile la tot ce este frumos, la artă și la frumusețe, da, și la suflet. Și atunci fac niște asociații, am niște idei, sunt imprevizibilă. Asta este cuvântul care mă definește. Poate nu e așa de comod să treci cu mine pentru că nu sunt previzibilă, dar e și amuzant, este plin de surprize și cei din jurul meu îmi se plictisesc. El și-a pus cafeaua liniștit în ceașcă. Laptele l-a pus în ceașca de cafea. Zahărul l-a pus în cafeaua cu lapte și cu lingurița l-a amestecat. A băut cafeaua, ceașca a lăsat. Fără să-mi vorbească, a scos o țigară, a fumat tăcut. S-a jucat cu fumul, cercuri a făcut. A pus calm tot scrumul într-o scrumieră. Fără să-mi vorbească, fără să mă privească. Și s-a ridicat. Și-a pus pălăria, cu un gest distrat și-a luat pe umeri mantaua de ploaie, pentru că ploua. Apoi a plecat în ploaie, fără să-mi vorbească, fără să mă privească, și atunci mi-am strâns fruntea grea în palme și am plâns. Am plâns. Asta e 48 de ore de fericire din viața mea, 48 de ore și un minut. S-a terminat cu coafura de circumstanță, cu hainele pentru vernisaj. Plec în Germania și peste două zile la București. În anul ăsta nu am făcut Academia de Vară din motive personale. Expoziția mea rămâne deschisă 3 luni și este vizibilă prin randevu. 48 de ore și un minut.